Sfânta Evanghelie de marți în săptămâna luminată. Citire din Evanghelia după Ioan, capitolul 24, versete de la 12 la 35. În vremea aceea, sculându-se Petru, a alergat la mormânt și plecându-se el a văzut numai giulgiurile singure zăcând și s-a dus acasă mirându-se în sine de cele ce se întâmplaseră. Iată apoi că doi dintre ucenici mergeau între aceeași zi la un sat, departe de Ierusalim, ca la 60 de stadii, al cărui nume era Emaus. Și aceia vorbeau între ei despre toate întâmplările acestea. Dar pe când vorbeau ei și căutau lămuriri, însuși Iisus s-a apropiat de ei și a mers împreună cu dânsii, dar ochii lor erau ținuți ca să nu-L cunoască. Atunci El i-a întrebat, ce sunt cuvintele acestea pe care le schimbați între voi în drumul vostru și pentru ce sunteți așa de triști? Și răspunzând unul, al cărui nume era Cleopa, a zis către el, tu singur ești străin în Ierusalim și n-ai aflat de faptele întâmplate în el în aceste zile? Și el i-a întrebat care? Iar ei au răspuns, cele cu Iisus Nazarineanul, care era proroc, puternic în faptă și în cuvânt, înaintea lui Dumnezeu și a tot poporul. Cum l-au dat arhiereii și căpetenile noastre la o sândă de moarte și l-au răstignit. Noi însă nădăjduiam că El este Cel ce avea să izbăvească pe Israel. Și cu toate acestea, a treia zi este astăzi de când s-au petrecut acestea. Ba, ne-au mai înspăimântat și niște femei dintre ale noastre, care au fost dis de dimineață la mormânt și negăsind trupul lui, au venit zicând că au văzut arătare de îngeri care le-au spus că El este viu. Și s-au dus unii dintre noi la mormânt și au aflat așa cum au povestit femeile, dar pe El nu L-au văzut. Atunci El a zis către ei, o, nepricepuților și zăbavnicilor cu inima, ca să credeți toate câte au grăit prorocii, nu trebuia oare să pătimească acestea Hristos și să intre în slava sa? Și începând de la Moise și de la toți prorocii, le-a tâlcuit lor din toate scripturile locurile ce erau despre el. Și s-au apropiat de satul unde se duceau, iar el se făcea că merge mai departe, dar ei l-au rugat stăruitor zicând, rămâi cu noi, căci este spre seară și s-a plecat ziua. Și a intrat ca să rămână cu dânși. Și când a stat împreună cu ei la masă, luând el pâinea, a binecuvântat-o și frângând le-a dat lor. Atunci s-au deschis ochii lor și l-au cunoscut, dar el s-a făcut nevăzut de lângă dânsii. Iar ei au zis unul către altul, oare nu ardea în noi inima noastră când ne vorbea pe cale și când ne tâlcuia scripturile? Și sculându-se în acel ceas, s-au întors în Ierusalim și au găsit adunați pe cei 11 și pe cei ce erau împreună cu ei, care ziceau că într-adevăr Domnul a înviat
și s-a arătat lui Simon. Atunci ei au povestit cele ce se întâmplaseră pe cale și cum a fost cunoscut de ei la frângerea pâinii. Iisus Hristos, cel înviat, să vă binecuvinteze. Amin. Sfinții zilei de 7 mai, Sfântul Cuvios Ioan Zedasneli, dinpreună cu cei 12 ucenici, Georgia, Sfântul Mucenic Acachie, arătarea semnului Sfintei Cruci la Ierusalim, Sfântul Mucenic Codrat, Sfântul Nil Sorski, cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.